Acest program este interzis minorilor sub 15 ani. Genul programului: talk show. Și bun regăsit la o ediție specială în care în această seară vă prezint o personalitate a cărei viață ar putea să fie de roman, atât este de complexă, de bogată în realizări. Alături de mine am numit un actor pe scena vieții, pe Lavinia Șandru. Bună seara! Bună seara și îți mulțumesc frumos că m-ai invitat. Nu m-am gândit că ar putea să scriu un roman despre viața mea, dar acum chiar mă simt bine dacă zici așa. Lavinia, tu ai fost om politic, nu știu în ce măsură te mai consider om politic astăzi sau așa. Ai pus politica într-o paranteză în această etapă, realizator da. De televiziune, actor, promotor și organizator de diverse proiecte speciale, evenimente și așa mai departe. Cum poți să le cuprinzi pe toate? Avea Mihaela Tatu pe timpul o emisiune de trei ori femeie, dar la tine cred că este de șapte. Îți mulțumesc că spui asta. Important este să crezi în lucrurile pe care le faci. Așa cum tu ai crezut în acest proiect, Canal 33, așa și eu încerc să cred în tot ceea ce fac și dacă ajung să cred, îmi iese fiecare proiect. Dacă nu cred, mai bine nu mă apuc de el. Uite, tu ai pornit de la o idee probabil pe care ai avut-o și a ieșit dacă o... Dacă știam la ce mă bag... Dacă știai, mai bine te băgai, nu? Nu știu dacă nu mă băgam, dar... Când ne întâlneam noi la emisiuni pe vremuri, cred că nu te gândeai că vei ajunge să faci un astfel de proiect, dar eu cred că ai făcut foarte bine pentru că era nevoie de un astfel de proiect curat, aș putea spune. Știi? Un proiect curat, cu mare drag. Un proiect curat pe care lumea să-l urmărească cu plăcere. Când ai intrat de fapt în politică? Ce a însemnat politică? În politică am intrat în 1997 la Organizația de Tineret a Partidului Democrat. Chiar dacă am fi în campanie electorală, aș putea să-ți spun, pentru că Partidul Democrat nu mai există, din păcate. Era un partid pe care eu îl numeam un partid al tinerilor, pentru că avea o organizație de tineret extrem de activă, se întâmplau foarte multe lucruri, erau chemați tinerii foarte des la partid, se făceau multe evenimente pentru tineri și asta conta foarte mult. În ce filială era? Unde se întâmpla? Eram la sectorul 5. Deci erai în București? Da. În București, de la început. Eram la sectorul 5 și pe urmă la organizația de tineret pe București. Efectiv aveam pentru ce să mă duc în fiecare săptămână la partid. Uite, eu nu mai am memoria acelor timpuri pentru că la vremea aceea politica pentru mine chiar era departe de interesele mele. Era perioada în care partidul era încă condus de Petre Roman sau era deja domnul Traian Băsescu? Partidul a fost condus de Petre Roman până în 2001. Ok, că nu mai aveam până în 2001. Traian Băsescu, după ce a ajuns primar general al Capitalei, a fost sfătuit de președinții de organizații să acceadă și la președinția partidului, pentru că la președinția României Petre Roman candidase și luase un scor de 2,99 la finalul anului 2000 și toată lumea îi cerea lui Traian Băsescu să facă adică următorul pas. Adică nu mai pariem pe un cal mort, cum se spune așa, nu. În... Traian Băsescu a făcut următorul pas la începutul lunii februarie 2001 și atunci la un Consiliu Național de Coordonare a cerut un vot pentru a grăbi cumva organizarea congresului. Petre Roman voia să nu existe acel congres, Traian Băsescu a vrut congresul, s-a dat un vot, votul a fost în favoarea lui Traian Băsescu, din acel moment mi-am dat seama că Traian Băsescu va fi cel câștigător între cei doi. Foarte interesant a fost că pot să spun că a fost primul om căruia Traian Băsescu i-a spus că are de gând să candideze la președinția partidului. Într-o dimineață m-am dus la sediul partidului, voiam să... vorbesc despre un alt proiect cu Traian Băsescu. El era atunci președinte pe București, avea biroul în Modrogan 22.
mi-a zis, Lavinia, ia o cafea, trebuie să-ți spun ceva. Mamă, zic, ce s-o fi întâmplat? Ok. Și zice, uite, azi dimineață m-au sunat de la Europa FM. Dacă ne urmărește acum Traian Băsescu, poate să ne confirme. M-au sunat de la Europa FM și mi-a zburat porumbelul pe gură. Zic, aoleu, ce-o fi spus, Doamne? Zic, dar ce s-a întâmplat? Ce? Zice, m-am întrebat dacă am de gând să candidez la președinția partidului și am spus că da, candidez. Am ținut de scaun și zic, și ce o să zic că noi nu-i spuneam lui Petre Roman altfel decât domnul președinte Roman. Era așa o teamă cumva în partid. Și zic, și ce o să zic că domnul președinte Roman? E, nu mai contează. Zic, ok, deci nu mai contează, bun. Deci veți fi președintele partidului. Zice, tu așa zici? Păi eu așa zic. Bine. Intrăm în război. Și din momentul ăla am intrat în război și... Deci ai fost în echipa... Da, sigur, am fost. Băsescu. Absolut. Am fost în echipa lui Traian Băsescu de la bun început și am crezut în Traian Băsescu. Am crezut că Traian Băsescu... Deci i-am și spus. Dar ai demisionat și tu împreună cu Cosmin da, Bușă. Da. Am demisionat... Deși fusese câștigători, erați da, cumva pe... Unii spun că a fost bine că am făcut acel pas pentru că asta m-a făcut ca pe urmă să mă ciocnesc de foarte multe lucruri care m-au întărit. Poate mi-ar fi fost mult mai ușor dacă rămâneam în Partidul Democrat. Astăzi oricum acel partid nu mai există. Mi-ar fi fost mult mai ușor, dar n-aș fi fost la fel de întărită după perioada pe care urma să o parcurg în politică. S-a schimbat mult politica în anii ăștia? Da. Foarte mult. Foarte mult. Să nu uităm că noi am pornit atunci, în 2004, cu ideea de a schimba mersul lucrurilor în România, de a aduce niște oameni care să-și dorească să se bată pentru țara lor, să aibă curaj să se bată pentru țara lor oriunde în lume, să spună dacă ceva e benefic pentru țara lui sau nu e benefic. Acum nu mai e același lucru. Acum oamenii nu mai au curaj să facă așa ceva. Acum, uite, am generat eu acest maraton al artiștilor de 12 ore și lumea îmi spune, dar nu te tem. De ce să mă tem? Să mă tem când spun că n-ar trebui să se închidă teatrele? Păi da, dar tu nu vezi că asta e direcția. Ce direcție? Ce direcție? Noi putem să respectăm toate normele astea care să ne pună sănătatea în siguranță și ținând teatrele deschise și ținând opera deschisă. Asta este ideea, să ne continuăm cumva viața și sigur activitățile că da. Impunând anumite reguli, dar nu închizând. Le respectăm, totul. Nu e nicio problemă, respectăm tot ce trebuie, dar nu trebuie să ne oprim viața. Inclusiv pe stadioane, că stau să mă întreb, nu mai sunt la curent, dar până la urmă pe stadioanele alea mari, dacă pui și în aer liber un spectator acolo, un spectator acolo, care ar fi riscul să fie o problemă? Nu știu. Chiar nu este nicio problemă. Și poți să păstrezi distanța și când se face acel șir ca să intri în incinta respectivă, adică numai puțin. Oamenii umblă fără mască în alte locuri, nu la teatru, nu la cinema, nu la operă. Teatrul trebuie să rămână deschis, cinematograful trebuie să rămână deschis, opera trebuie să rămână deschisă. Deci chiar suntem absurzi. Suntem absurzi. Iar dacă ne uităm la ceea ce cer în momentul de față artiștii, ne dăm seama că ei nu cer aberații și ei nu cer pomană. Ei efectiv cer să fie lăsați să-și facă meseria, sigur, respectând anumite reguli. Nimeni nu zice să nu le respectăm. Nu este doar o meserie, da. E pur și simplu lucru pentru care trăiesc, care ține în viață, care le dă energie. Asta îi ține în viață, asta le dă energie și asta ne ține și pe noi în viață și ne dă energie. De exemplu, uite, Roxana Iliescu are și ea emisiune aici la Canal 33 și am avut o invitată la maraton alături de alți jurnaliști care îi susțin pe artiști și ea a zis că problema nu ar fi că artiștii nu se pot reinventa ca să poată să facă alte meserii. Păi da, artiștii se pot reinventa. Noi, publicul, nu ne putem reinventa. Noi vom fi cei văduviți de tot ceea ce ne oferă acum artistul. Foarte corect, așa este.
Noi nu ne publicul nu se poate reinventa. Ce să fie altceva publicul decât public, nu? Artistul poate să facă orice altceva, să ajungă să vândă și pâine la colțul străzii, nu e o problemă. Dar asta ne dorim? Să rămânem fără ei? Asta vrem, de fapt? E trist. În ce măsură politicianul este și actor și cum s-a născut actoria în viața ta? Da, politicianul ar trebui să fie și actor. De exemplu, scena aia cu Stolo. Dragă Stolo. Dragă Stolo. Scena aceea aia cu Dragă Stolo, dacă ar fi fost să o regizez eu, nu arăta așa. Da, n-am regizat-o, n-a fost regizată, a fost cât se poate de adevărată și dar Traian Băsescu, sigur, da, poate să fie considerat un actor în sensul în care știe să transmită foarte bine mesajul pe care vrea să îl ducă din mintea lui în mintea celui care îl urmărește. Foarte bine reușește să facă lucrul ăsta. Și de fapt asta fac actorii. Reușesc să folosească energii, emoții, cuvinte în așa fel încât prin intermediul lor să îl determine pe cel din sală să ajungă să simtă exact ceea ce își dorește actorul de pe scenă. Ăsta e rolul actorului și asta trebuie să facă actorul. Ei, politicianul care reușește să facă lucrul acesta este unul care câștigă. Nu reușești să faci lucrul ăsta, nu te votează nimeni, nu te bagă nimeni în seamă, poți să pleci acasă. Problema nu este că politicienii nu știu să fie actori. Problema este că politicienii, unii nu știu să citească, nu știu să scrie. E vai de ei. Am avut un parlament, și încă mai avem până la alegeri, plin de astfel de elemente și cu siguranță o să avem din nou. Dacă este să-i luăm pe toți pe rând, liste, paraliste, o să vedem că e catastrofă pe la toate partidele. Avem și oameni, într-adevăr, valoroși, dar avem și oameni de care, efectiv, nu că ți vine să râzi, ți-e teamă și te întreb de ce au ajuns acolo. Nu vreau să mă gândesc la faptul că unii și-au cumpărat locurile. Și nu că și le-au cumpărat plătind pe... Nu, ei zic, domnule, eu pot să susțin campania electorală. Eu pot să susțin chiria sediului unei organizații. Eu pot să fac în... Nu. Nu e bine că mai ajungem aici. Mai nevoie de așa ceva acum când au acele subvenții? De la păi știi cum e? Acele subvenții merg doar la centru. Acele subvenții nu ajung în teritoriu. Și atunci, în teritoriu, organizațiile trebuie să fie cumva susținute. Și ele sunt susținute tot de oameni care au bani. Păi sunt organizații unde locurile de deputat sunt doar în interiorul unor familii. Sunt hegemonie așa. Da! Deci nu se duce soțul, se duce soția, nu se duce soția, se duce verișorul, nu se duce verișorul, se duce... Da, nu mi-a venit să cred când am auzit. Este fascinantă lumea politicii și sper cu siguranță să avem prilejul să discutăm mult mai mult pe spațiul acesta politic, dar te-aș invita astăzi să oferim mai mult spațiu laturii tale de artist, de actor, și aș ruga colegii, așa ca o introducere, să dăm o primă secvență de film, după care să o comentăm împreună, să ne explice despre ce este vorba, așadar material. Părintele le trimite și două borbenele cu miere, lumânări și le-a pe pat.
Și scrisoare? Coc pâinea și plec. Dacă totul merge bine, până la noapte sunt înapoi. Așa să ne ajute. Au jurat pe Evanghelie și pe cruce. Că nu vor trăda niciodată. Și noi? Și noi am jurat. Am jurat cu sufletul. O scenă dintr-un lung metraj, despre ce este vorba? Da, e un film foarte frumos. De-abia aștept să putem să vedem filmul și în România. Da, uite, vezi, pandemia ne-a oprit. E un film care a fost filmat anul trecut. Ana Simion, în regia lui Mihai Mălaimare și produs de Filmex și de Titi Popescu. Este un film despre partizanii anticomuniști din comuna Nucșoara, din județul Argeș. Se pare că în România, în acea perioadă, la jumătatea secolului trecut, ar fi fost cam 1000 de grupuri de partizani care nu au fost de acord cu comuniștii, nu au fost de acord cu securitatea. Noi știm foarte puține lucruri despre oamenii ăștia, iar acest film încearcă să vorbească puțin despre acești oameni, despre acești partizani, sigur, referindu-se în mod special la partizanii din zona Câmpul Lung Moșcel, frații Arnăuțoiu și așa mai departe. Acolo am făcut liceu. Ah, serios? Deci știi, deci cunoști situația. Ana Simion chiar a existat în realitate, cea pe care o joc eu în film. Ea a trăit până în 2011. A făcut închisoare. E un personaj pe care unii l-ar considera chiar un fel de anti-erou. Alții l-ar considera un erou. Filmul efectiv încearcă să facă în așa fel încât despre acea perioadă și despre acei oameni să putem să și vorbim, că noi nu am vorbit. Noi nu am vorbit, fie că nu am știut, fie că n-am avut voie. Când a apărut filmul și când a apărut scenariul și am început să mă documentez și să învăț replicile, la un moment dat am stat de vorbă cu tatăl meu și el mi-a zis, ce știi, eu auzisem la un moment dat ceva despre astfel de oameni, dar n-am avut voie să pun nicio întrebare și prin urmare n-am aflat prea multe lucruri și mi-a fost teamă. Deci l-ai, a existat... L-ai întrebat pe tatăl tău când ai decis pentru o carieră în actorie? Da, n-a fost de acord. N-a fost de acord. N-a fost de acord. I-a fost foarte, foarte greu să accepte. Au fost vreo 3 serii la rând în care un văr de-al meu care m-a susținut a stat de vorbă cu tata și s-a străduit să-l convingă și până la urmă și acum am în minte imaginea cu vărul meu care mi-a deschis ușa camerei și mi-a zis, eu am obținut de la taică-to, că noi fiind ardeleni așa, de la taică-to, treaba ei ce face. De acum înainte e treaba ta. Lavi, așa îmi zice familia, Lavi, eu mai mult n-am putut să fac. Și, într-adevăr, mi-am urmat este primul rol de film? Destinul. Da, și am și luat la Festivalul Internațional de Film de Dragoste de la Varna, cu acest film, am și luat premiul pentru debut. Da, a fost probabil singurul festival internațional de film care s-a ținut anul acesta într-o sală. Deci s-a ținut în interior,
cu public, cu juriu, cu de toate, cu invitați străini, cu de toate. La Varna acest festival s-a ținut, România a participat cu filmul Ana Ana Simion și am fost extrem de uimită, nu m-am așteptat, am luat premiul pentru debut. Felicitări. Mulțumesc frumos! Vă colegi, să mai dăm o secvență. Bună seara! Să rămână, părinte! Aveți tot? Da, 6 încărcătoare, cartușe, baionetă și armă. Și pistolul mitralieră? E aici. Bine. Cum a fost? Ne-a oprit patrula. Era cât pe ce. Aveți mare grijă. Ne-am reîntors. Care a fost cea mai mare provocare pentru tine în acest rol? Of, în primul rând, primele secvențe din film, cea în care eu mă uit împreună cu sora mea din film, actrița Izabela Neamț, o actriță extraordinară, au fost făcute când eu aveam 39 de grade. Nu aveam COVID, dar nu știam ce am. Efectiv, aveam 39 de grade, nu-mi scădea febra, îmi era foarte rău. A oprit filmarea, producătorul a oprit filmarea cu mine, a zis, Lavinia nu mai filmează astăzi, filmările s-au făcut la Sinaia. A zis, Lavinia nu mai filmează astăzi, s-o lăsăm să se odihnească și vom continua cu ea mâine. Vedeți ce are. S-au terminat filmările, pe urmă am stat, dar efectiv mi-era foarte, foarte rău, ne-am dus la masă și când eram acolo la masă, soția producătorului, psiholog, a venit lângă mine, a pus mâna pe mine, deci a văzut, eu deja mai aveam puțin și cădeam, mi-era foarte, foarte rău, a pus mâna pe mine și a zis, uite, eu acum îi voi ruga pe băieți să aducă mașina mea aici în fața restaurantului, am să te rog să vii împreună cu mine, mergem la spital. Nu știu ce ai, dar nu mai putem să stăm așa. Mi-era atât de rău, nici nu vedeam bine, m-am uitat la ea și am zis, da, eu care de obicei mă opun când e de mers la spital sau la medic sau la ceva. Și am zis, da, merg. Și a venit cu mine la urgență, la Sinaia. Mi-au făcut o mulțime de analize, am stat 2 ore pe perfuzii, mi-am revenit. N-au știut să-mi spună că aș avea ceva, ne-am întors. A doua zi am filmat, m-am cățărat pe munte, au fost niște secvențe grele de tot, îmi revenisem, după care am ajuns în București și tot soția producătorului m-a dus la un medic și s-a descoperit că eu de fapt avusesem o criză de bilă foarte, foarte urâtă, da. Și de atunci am foarte mare grijă cu ce mănânc, cu tot. Deci eu avusesem o criză de bilă foarte, foarte urâtă, da. Așa că aia a fost provocarea filmului. Chiar a fost o secvență în care atât de rău mă simțeam încât în curte unde filmam m-am pus jos. M-am așezat jos și producătorul... Deci nu era așa în scenariu. Nu era, nu. Deci m-am așezat jos și producătorul s-a uitat la mine și a zis ține-o minte. Ține minte cum te-ai așezat acum pentru că o să am nevoie să te așezi la un moment dat... Îți spun eu când în timpul filmului și adevărat, a folosit acea secvență, cum am așezat eu, a folosit exact acea așezare a mea într-un moment în care Ana se întoarce acasă după ce a fost ținută câteva zile în beciurile securității de la Câmpul Lung, a fost bătută și a fost silită practic să semneze acordul, înțelegerea cu securitatea. Și ea vine acasă la sora ei și când ajunge în curte, așa se pune pe jos. Se pune jos exact așa. Sigur, deși a semnat acordul cu securitatea, ea nu l-a pus în practică pentru că ea împreună cu sora ei, deci ea ajunge acasă, sora ei spune strângeți lucrurile, plecăm acum. Pleacă la o fină de a surorii, tot acolo în comună, și se ascund într-un fânar unde urmează să stea 5 ani de zile. Deci fetele vor sta 5 ani de zile închise într-un fânar. Mai auzit niște povești din astea care mi se pare
incredibile. Uluitoare, așa. Cineva care a stat zidit într-o ia uite sobă, nu știu câte ani, și până acum a ieșit că nu mai suporta și s-a predat, da, că nu mai suporta tipul ăla de viață. Ele au stat acolo 5 ani și pe urmă au fost trădate, sunt văzute undeva, ea e văzută că la un moment dat iese, că nu mai poate, ea este la un moment dat, e văzută de o vecină care o pârăște la securitate și sunt descoperite. Cei băieții săraci din munți sunt împușcați, preotul la fel pe care îl vedem aici în, în, l-am văzut în secvență, e și deci el împușcat. Deci un film foarte istoric. Da. Dar este, sigur, e o istorie ușor romanțată, e un film de dragoste. Până la urmă, dragostea dintre Ana, dacă vrei, și un băiat care a fost acolo plantat de securitate. Bun, iată că să-i vezi că subiecte foarte interesante de discuție, dar să mai vedem o secvență de film. El e. Bună ziua! Bună ziua! Mi-a zis sora mea că avem vânzător nou, dar nu mi-a zis și cum e. Și cum e? Înalt, tânăr. Mănâncă brânză cu slană și cu ceapă și conservă de crab marinat cu oase moi și... Și? Și nu bea nimic sau ce ai ceva ascuns acolo sub teșghea? Nu, nu. Dacă beau, pun pahar pe masă, e prea devreme. Ce-ți dau? Ana. Ana Simion. Sora mai mică a Marina, e cunoscută deja. Vasile Mohor. Vasile. Am aici rogutea și o listă cu ce am nevoie. Ulei, sare, o funie de ceapă, una de usturoi, făină, scrie acolo ce și cât la fiecare. Am la masă în fiecare zi niște muncitori de aici, de la IFET. Și Nina, ajutoarea dumitale, mănâncă la mine. Nu prea mă ajung și mai scot și eu un ban. Dar nu-i scump. Plătesc bine și... dacă vrei, poți veni și dumneata. Că am loc destul. Și... plătești bine. Da. Iar prinde bine. Și dacă nici nu-i scump și gătești bine, țăruna pentru masă. 17 lei. Da. La revedere. Ana, Ana Simion sună așa Bond, James Bond. Da. Da, cred că asta a fost și ideea producătorului, cel care a dat, care a scris și scenariu și care a dat și, și numele. Da, cred că asta a și fost ideea. E un, un personaj special. E, e un personaj special. Mi-ar fi plăcut să o cunosc. Chiar mi-ar fi plăcut să, să o cunosc. Am citit și ultimul interviu pe care l-a dat când era... era cumva pe patul de spital, a dat un interviu unui profesor de istorie, din Câmpul Lung. Da. Deci era ispita. Da, 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 Vasile Mohor, implantat de securitate acolo, venit undeva din, din nordul țării, din județul Neamț. El avea familie în județul Neamț, avea de toate copii, așa. Și este, este trimis, este adus de securitate, este implantat, o să vedeți în film. Și Mihai Mălai Mare chiar joacă rolul șefului securității. Și îl pun să aibă drept misiune să o... se ducă? Se ducă, da, pe, pe Ana. Ana oricum era, era divorțată, era singură,
Era complicat pentru o femeie în acea perioadă și într-o comună în care toată lumea, da, în care toată lumea știa pe toată lumea și toată lumea deja avea pe cineva, să îți mai găsești pe cineva. Deci în momentul în care a venit un om la prăvălie, sigur că era o țintă pentru toate fetele necăsătorite. Și asta era concurența acolo? Absolut. Și atunci, sigur că o și vedem pe Ana cum vine, cum își face de lucru acolo, să cumpere ce are de cumpărat, să-l invite la ea la masă. Asta era. E greu de jucat o scenă de dragoste? Ca orice altă scenă, până la urmă. Nu cred că este mai greu decât o altă scenă. Trebuie să existe mai multă chimie între actori? Nu neapărat. Nu. Nu. Am jucat chiar o piesă întreagă cu un coleg cu care nu mă înțelegeam absolut deloc în anul 4 de facultate. A fost o piesă în două personaje, o piesă de două ore. Se numea Dumnezeu Latră sau Adorabila Fecioară și acțiunea se petrecea undeva pe o insulă. O tânără de acolo ajunge să se îndrăgostească de cel care era din economie de personal și polițistul și preotul și judecătorul acelei insule și de toate. Da? Eu cu colegul respectiv nu mă înțelegeam absolut deloc, dar absolut deloc. Cred că dacă am fi putut, ne-am fi dat și în cap. Dar pe scenă ne-am înțeles impecabil. N-aveam voie să fie altfel. N-aveam voie să ne comportăm altfel. Iată că se pot face și astfel de lucruri pe scenă. Este diferit să joci în teatru decât în film? Da. Da, sigur. Asta o să-ți spună, efectiv, toată lumea o să-ți spună lucrul acesta, pentru că în teatru, cum se zice, ai nevoie de niște tușe mai groase. Deci mai teatrală. Sigur că da. Gândește-te că în teatru tu trebuie să transmiți emoția până în ultimul rând al sălii. Cel din ultimul rând trebuie să te audă, trebuie să simte emoția pe care o ai tu când te întâlnești cu cineva sau supărarea ta sau bucuria ta sau ce vrei tu. Pe când la film, camera e aici. Microfonul e lângă tine, deși nu se vede. Chiar îmi spunea cineva, n-am participat la filmări, că actorii stau mai aproape decât ar fi natural ca să se vadă bine în film. Adică în viața de zi cu zi n-ai sta atât de aproape de o persoană. Mi s-a spus că mă ajută foarte mult experiența din televiziune, de exemplu. Pentru că la un moment dat la o dublă trebuia să mă ridic de pe spate și să dau replica. Și fiind cadru strâns, nu puteam să mă ridic și să fac cine știe ce mișcare. Și operatorul zice, Lavinia, am nevoie de o mișcare foarte strânsă. Zic, ok, am înțeles. Deci vrei să mă mișc, să nu mă mișc cum m-am mișcat la cealaltă dublă, ai nevoie de mine, efectiv, mult mai puțin, da? Deci mișcarea mea trebuie să fie atât, deși în realitate mișcarea este așa. Da, zice, am nevoie de... Zic, bun, ăsta e cadrul, aici mă mișc. Zice, mai înțeles, se vede experiența ta din televiziune. Așa e. Să o vedem într-o nouă secvență de film. Am uitat cu ce-i promiscă de-ai ieșit afară. Am uitat ce-ai zis să crași ochii și urechile. Și o să-i spui toți despre bandiții ăștia. Am uitat, fă! O să te bag până leșini și te pun pe linia trenului. Să te cace trenul, fă! Tâmpit-o! O să zic ăștia, te-ai aruncat ca proasta. Nu știu ce-am ia, măci. Am uitat ce-ai promis, nu? Gata, bă, să te iei de o dată! Păi, vreau pe amândoi! Întâi vreau și pe aia pe aia! Dă-mi mă schidăm! Am să te iei! Opriți-mă! Opriți-mă, că semnez! Semnez!
foarte puternică și emoționantă această scenă. Aproape că ești greu de recunoscut fizic. Da. Au și lucrat fetele de la machiaj. Ca să fiu greu de recunoscut. Da, e exact momentul în care Ana, crezând că de fapt ei chiar îl bat pe iubitul ei, pe Vasile Mohor, acceptă să semneze acordul cu securitatea. Până la urmă, ei asta vor să obțină. Semnarea acelui acord prin care ea e de acord să ea își asumă să îi trădeze pe băieții de acolo din munți. Ceea ce nu va face. Semnează acordul, dar nu va face. Și va face închisoare împreună cu sora ei. Chiar la final e momentul când ele sunt arestate și pe urmă e un moment în care e secvența finală în care cele două zâmbesc. Pentru că de fapt ele sunt învingătoare. Da, au stat acolo 5 ani de zile, n-au zis nimic, n-au vorbit nimic, vor face și închisoare, dar sunt învingătoare. Pentru că senzația mea este că prin ele vorbește poporul român care nu s-a lăsat îngenunchiat. Nu s-a lăsat îngenunchiat. Cu colectivizare, cu securitate, cu tot. Ele sunt niște învingătoare. Sigur. S-a vorbit foarte mult despre cetele de băieți din munți din acea perioadă că ar fi fost niște golani, niște tâlhari, niște... Nu știu. Da, se poate. Se poate vorbi și despre asta. Până la urmă și Robin Hood pentru unii a fost personaj pozitiv, pentru alții a fost un ticălos. Da? Asta e. Despre până vine să luăm și ultima secvență pe care am pregătit-o pentru astăzi din film. Vă colegi să difuzăm materialul. Da. Mi-am călcat jurământul. Am trădat legământul. Am semnat că am să trădez. Te duci și strângi câteva lucruri și actele. Nimic mai mult. Plecăm. Cum să mă duc eu acum la Dumnezeu cu sufletul așa? O întrebare foarte puternică. Da. Am văzut și acea așezare despre care ai povestit. Exact, exact. De ce îți spuneam? Cum să mă duc eu la Dumnezeu cu sufletul așa? O femeie credincioasă, o femeie pentru care un angajament însemna enorm.
acum, dacă i-ai întrebat pe foarte mulți, în România anului 2020, dacă semnează ceva și... Ce să zic? Nu. Dar atunci a însemnat enorm. Însemna enorm pentru un om cu credință, un om care nu putea să accepte că își calcă un legământ. Cum ziceau fetele la început, da? Și noi am jurat. Pe apropo de angajamente, ție nu ți se teamă să ții angajamente de altă natură? Și unul dintre ele este să te întorci în lumea televiziunii. Da, da. Totodată, nerenunțând la proiectele culturale, pentru că m-am bucurat că ai văzut și tu maratonul nostru online de 12 ore și 25 de minute. Sigur, n-am reușit să ajung la performanța ta de asta 72 de ore sau cât? Da. 70, felicitări. 72 de ore live. E o nebunie, o nebunie. Mai ales că ai stat atunci în starea de urgență, da, nu? Noi eram în studio în timp ce s-a plecat starea de urgență. Extraordinar. Noi am stat 12 ore și 25 de minute de la prânz, de la ora 12 până după miezul nopții. Am avut 67 de artiști care au intrat în direct. Ultimul a fost Mihai Mălaimare, regizorul filmului în care am jucat. Și el chiar a anunțat că dacă nu se revine la decizia de a se închide teatrele, el își dă demisia. Și am zis că e un lucru trist să ajungi să-ți dai demisia dintr-un teatru pe care tu l-ai înființat. Pentru că Mihai Mălaimare a înființat Teatrul Masca. El a stat în fața guvernului cu colegii lui zile în șir până când au ieșit miniștri, a ieșit primul ministru și l-au ajutat să facă Teatrul Masca. Un teatru care poate oricând să meargă oriunde în lume să vorbească despre România neavând nevoie de cuvinte, nu? Și face mai mult decât toți ambasadorii noștri la un loc. Ar fi trist să se întâmple efectiv așa ceva. Și apropo de faptul că nu mi-e teamă să-mi asum ceva, chiar mi-ar face mare plăcere să am o emisiune în care să vorbesc despre subiecte culturale, să vorbesc despre lucruri care să ne îmbogățească sufletește, pentru că asta faceți voi aici. Iar noi suntem onorați, Lavinia, că ai ales Canal 33. Cum ai? Gazdă. Mulțumesc frumos. Și deci ne apucăm de lucru. Mă apuc împreună cu colegii și cu prietenii mei să punem pe hârtie ceva frumos și de-abia aștept să așa, începem. Așa, dragi telespectatori, nu suntem o stație de știri atâta, că am dat, putem să dăm și noi un breaking news. Lavinia Șandru se întoarce în televiziune și în oriunde la Canal 33, ceea ce este o veste foarte bună pentru noi și pentru dumneavoastră, pentru că vă vom aduce în case oameni cu totul speciali, oameni cu care Lavinia a lucrat de-a lungul timpului, cunoști foarte mulți oameni speciali din această țară. Să mă gândesc dacă este cineva, acum nu vreau să mă laud, dar nu știu dacă este cineva în țară pe care nu-l cunosc și cu care n-aș putea să fac o emisiune. Deci unul dintre lucrurile pe care trebuie să le treci într-o declarație de avere, dacă mai dai până, este agenda ta telefonică, nu? Să știi, da, este foarte important. Dar mai nou, Facebook-ul îți dă posibilitatea să iei legătura cu oricine. Chiar dacă nu ai numărul lui de telefon, îi scrii pe Facebook și uite, îl găsești. Poți să ne dai așa ca o mică picanterie, dacă nu e ceva exagerat ce-ți cer. Un personaj credeam că îmi cer un număr de telefon. Nu numărul, ci un personaj al cărui număr de telefon l-ai avut și pare genul de personaj imposibil al cărui număr de telefon nu-l are nimeni. O picanterie îți spun. Uite, o să-ți dau și eu un revers ceva. Așa, apropo de număr de telefon, copiii noștri știi că au imediat acces la telefonul nostru și sună pe cine pot. Imediat te trezești că sună. Ceva. Da, sună un ministru, sună pe cineva. Mă trezesc într-o zi că mă sună tot așa și pe urmă sun înapoi pe Eugen Tomac, președintele PMP. Și îmi scrie, te rog să nu te superi, fiica mea te-a sunat. Zic, nu este nicio problemă. Zic, și fiul meu sună, într-o zi l-a sunat pe ministrul culturii, într-o zi a sunat-o pe Gabriela Firea, pe primarul general. Zic, ăștia-s copii. Și zice, da,
Fica mea într-o zi l-a sunat pe patriarh. Bun asta. Deci uite. Uite, eu aveam adresa de mail al Putin și al lui Merkel. Și le-ai scris? Da. Serios? Da. Acum nu mă întreba dacă mi-au și răspuns. Nu te întreb, dar ar fi foarte frumos să facem o emisiune cu Putin. Îți mulțumesc foarte mult. Cu mare drag, eu îți mulțumesc că m-ai invitat. Îți mulțumesc foarte mult că ales canal 33. Și sper că vei accepta și tu să vii la mine într-o emisiune, să vezi cum e să pun eu întrebările. Ok, când va fi moment. Îți mulțumesc. Cu drag. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori. Iată o veste mare pentru noi, pentru canal 33. Lavinia Șandru revine în televiziune, aici la canal 33. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă doresc un weekend excelent. Rămâneți atât de canal 33.